Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft la Perfectul Greu, pe modpack-ul Save the Cages. Fraților, aseară am făcut în scala văzut, dragi și scumpă, un mic live în care l-am băgat până în icon aici pe hartă și am dat de muncă și gușterul ăsta s-a apucat, nu mai știam de unde și cum și când și unde era să fie. Mi-a mutat o grămadă de prostiare și mi-a stricat toate sistemele, așa că astăzi o să încercăm un picuț repejor, să vedem dacă reușim, dacă suntem în stare să reparăm un picuț ce s-a întâmplat pe live-ul respectiv. Deci, în primul rând, am mutat tot ce ține de aburi plus crearea de energie în partea asta aici, da? Am făcut de asemenea încă un boiler cu încă 3 oglinzi, da? Și dacă ne uităm aici, vedem că boilerul ăsta. Deci o oglindă este comună între cele două boilere, da? Și ambele boilere profită de acea oglindă și creează în continuu o grămadă de abur. Abur care, bineînțeles, este adus aici în rezervorul ăsta micuț, mâncalar tata. Bun, și de aici o grămadă de curent. Două secunde, să mă asigur eu. Bun, deci este acolo, numai că nu este pornit frumos ăsta, da? Deci încă nu intră abur în turbină. Ok, nicio problemă. Aici mai trebuie să mai fac eu încă două baterii de high voltage, ca să avem un buffer și aici. Asta a fost la ideea oamenilor de pe live. David mi se pare că a zis de fața asta, că băi, că ai pune și tu o baterie de 4 milioane de RF la fiecare, să fie încă un buffer. Și mi se pare o idee ok, mi se pare o idee destul de bună. Bun, și mai departe, ce aș vrea să facem din punctul ăsta, deci nouă ne vine abur, sunt de acord, pe țeava asta de aici și se duce acolo. Ar mai fi super, super, extra, ultra și incredibil de interesant dacă un pic de abur s-ar duce și în partea cealaltă, să-l combinăm cu nafta-ul nostru. Mă gândesc că și asta ar fi o chestie destul de interesantă. Acum, întrebarea mea ar fi în felul următor. În primul rând, hai să activăm magnetul, asta e clar. Și să vedem aici. Deci, cred că dacă spargem... Nenea Nikon, văd că s-a pus el să transmită energie în partea cealaltă. Numai că high voltage-ul poate să ajungă dintr-un singur cablu până acolo, fără niciun fel de problemă. Deci, nu cred că este necesar să venim cu mai mult stâlp de high voltage, cred eu, mă gândesc. Așa, și cred că, dudule, cred că vreau... Nu pot fi rar. Ok, hai să vedem dacă reușim cumva. Vreau să ajung și să-l spar de sus în jos. Hai să vedem dacă reușim treaba asta. Eventual am putea o secundă să activăm aici șmecheria asta. Ăla-i, tati, ăla e. Montez, spargem pe mântăluță. Ok, și aici cred că putem să mergem. Bun, perfect, 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 fără niciun fel de stres. Ok, și hai să urcăm și pe stâlpul ăsta. Până aici sus, la fel aceeași chestie. Ok, și l-am făcut până jos acolo, iarăși fără niciun fel de problemă. Așa, și în partea asta, la altă, stau să mă gândesc cum ar fi cel mai bine să procedăm. Să le spargem pe astea două în primul rând. Vreau, le bag aici în pământ. Vreau doar să am un pic mai bine acces. Deci ar fi interesant să fie fix la nivelul ăsta, corect? Ceva. Dă-mi un picuț de aici basaltul ăsta. Nu l-am pus bine, stai așa. Ești, mă, fix la nivelul... Okay, cât de cât și aproximativ este. Bun, și aici m-ar interesa să venim cu o grămadă de scaffolding. Hai să vedem dacă avem, dacă nu avem, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Doctor, în primul rând, două secunde să mă uit în cufărul nostru de aici. Da, este gol. Ok, și aici câte bețe avem, nu prea mai avem bețe. Hai să punem ceva de genul ăsta, cred că ar fi ok, nu cred că deranjează pe nimeni. Ok, ăsta este un sistem de sine stătător, are energia proprie, să ne aducem aminte că avem aici, ce erau astea, heat exchanger ceva, nu mai știu. Stai că acum realizez că noi pe aici s-ar putea să avem probleme de spawnare de monstruleți. Nicio problemă, putem să trântim o lumină pe aici, pe undeva. Învințevile la mine în inventar, mă, să sperăm că nu. Ok, o lumină acolo, o lumină acolo și încă o lumină acolo. Ok, ce bine că... Da, vezi? Când se ducă ele așa, nu avem problemă. Foarte interesant, adică nu le atragem cu magnetul, ceea ce mă bucură foarte tare. Ok, deci pe tine putem să te băgăm acolo la loc. F7 înapoi, te rog. Bun, o grămadă de bețe în partea asta, la altă. Să vedem dacă mai avem niște scaffolding pe aici. Mai avem 3 din astea, una din asta și cam atât. Cam atât s-ar părea, ok, nicio problemă. Bun, și mătăluță și bam, 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 bam. Vreo 31 de, poate mai multe. 43, 55, 61. Lasă-l așa, e perfect. Și pe astea putem să le transformăm și avem 64 de scaffolding. Bun, acum întrebarea mea este în felul următor.
Scaffold ca scaffold, dar ce formă de scaffold din astea? Credeți că ar fi ok? Hai să vedem cum ar arăta astea. Bun, deci mă interesează în primul și în primul rând. Zici noi că nenea asta ar trebui să vină cam la nivelul ăsta, deci e ok, este în regulă. Trebuie așa un scaffold, de asemenea mă interesează, sunt curios să văd dacă aici ar fi interesant metal postul ăsta. Mă lasă să-l pun, nu. Sub tine, ia să vedem, așa. Ai venit până acolo tu, cum s-ar zice, da? Ok, hai că arată interesant. Bun, și aici jos de tot putem să punem fără niciun fel de problemă o bucățică mică de balsal, da? Deci sunt 1, 2, 3, 4 stâlpi înălțime are respectivul. Ok, mătăluță... Nu știu, om vedea. Om trece în vedea. Ok, și vreau să te pun pe tine acolo. Cred că nu se supără nimeni dacă te băgăm pe tine acolo. Ok, și hai să vedem dacă avem cumva niște țevi. Ok, mai bagă ceva pe sumustață. Trebuie mereu să-mi iau aminte că în momentul în care mă bag pe server ca să construim chestii, să mut lucrușoarele din inventar și mereu uit treaba asta. După țevi mă uitam aici, da? Avem doar 5 țevi, am nevoie de 2000 de țevi. Gen. Ok, să te vedem pe mătăluță aici, bam, bam, bam. Bagă firul ăla, bagă și firul ăsta. A, și să vă mai arăt ceva, încă o chestie super interesantă. Deci v-am arătat că am făcut două boilere, da? Două boilere și trei oglinzi suplimentare. E bine, boilerele alea, mutatul, da? Și toate astea, am discutat eu cu voi acum câteva episoade și vă întrebam dacă ar fi ok cu voi să mutăm toată chestia pe creative, da? Adică să nu stau să mut fiecare bloc cu bloc. Și la fel și aparatura asta de pe aici, la fel, am mutat cu creative. Tot ce aveam, dar pentru boilerul ăla suplimentar și 3 oglinzi suplimentare, am stat pe live cât timp mai făceam icon pe aici și am făcut toate materialele necesare pentru ele. Da? Astea sunt toate materialele necesare. Toate materialele necesare pe care vreau împreună cu voi în momentul de față să le iau la mine în inventar. Ok, și să le șterg. Și pap, gata. Deci astea toate, ăsta de aici ne aducem aminte că e un coș de gunoi care videază absolut tot. Da, și vedem că ușor, ușor ni se duc toate materialele alea de acolo. Pentru că vreau să fim coreți, vreau să fie munca asta, materialele și resursele necesare să fie așa. Și ăla pur și simplu l-am pus în creative jos, da? Deci practic am folosit materialele alea pe care le-am vidat acum ca să construim un ăsta nou, da? Asta așa ca să știți, am vrut să le șterg de față cu voi. Bun, ce băgam aici? Băgam, da, să facem niște țevi. Ăsta vreau cu gratis, deci vreau să rămână puțul ăla cel vechi și vreau cu gratile astea să facem o chestie șmecheră cu chisel. Ok, hai să vedem. Pune-le pe astea acolo, te rog, și hai să mai facem niște țevi, să vedem câte putem să facem, 37 de bucățele, ok? Trebuie să vedem aici, să discutăm cu un icon, că mie îmi place că pot să intru pe aici, dar intru pe aici pentru că am crafting table-urile astea aici. Poate că ar fi mai interesant să le punem cumva, nu știu, în mijloc pe aici, în altă parte. Om 3 și om vedea, presupun. Așa, bun, și acum din partea asta de aici vreau să vin cu un pic de abor. Presupun că... Nu pot să-l bag acolo, măi, să pun scaffolding-ul și după aia să pun seama aia. Shift, click dreapta. Deasupra nu. Ok, deci cred că o să trebuiască să punem mai întâi țeava și după aia... Ia să vedem, așa merge, da... Dubios, un picuț cam dubios, sincer să fiu. Așa, jbam. Ok, și teoretic, opa, iar s-a făcut seara. Și teoretic o să putem face treaba asta. Păi înseamnă că atunci aș vrea eu să facem o altă aroganță. Unde-i măpatul? Aș vrea să facem o mică altă aroganță pentru chestiile astea. Tu wall mount. W-A-L-L mount. Avem posibilitatea să facem și din altceva. Steel wall mount. Și îmi face 4 din astea. Hai să încercăm să facem asta. Șbam, șbam, șbam. Ok, dude. Și hai să vedem dacă putem să te folosim. Stai să dezactivez prostiuța. Gata. Și hai să vedem dacă putem să te folosim cumva în altă instanță. În altă cumva. Ia stai. Dă-te tu de aici jos. Tu dacă te pun așa, îmi faci ceva dubios. Cum pot eu să fac o chestie interesantă aici?
Eu, ia, hai să testăm, hai să testăm, să vedem o treabă, inclusiv și pe ăsta de jos de acolo, te rog, și pe motorul, să mersi. Eu dacă vin ceva de genul ăsta, deci mai jos cu un nivel, da? Eventual, chiar și mai bine ar veni, bam, bam, bam. Mai într-o laterală. Ok, și vin... Nu. Wall mount-ul ăsta îl vreau pe ăsta aici, dude. Ok, ceva de genul ăsta, corect. Bun, te pun pe mătăluța acolo să arăți super extra ultra sexy. Bun, și acum eu vreau să vii de acolo... Aici, mă rog, și o să mai vină încă două baterii acolo, fără niciun fel de problemă. Cum arată chestia asta așa? Nu prea-mi place, sincer să fiu. Nu prea-mi place pentru că vii și treci prin cabluri, știi? Dar așa ca și pasarelă să treci între insulă și continent, ca să zicem așa, ar fi... Arată superb, arată foarte, foarte fain. Ce altă soluție am mai avea noi la chestia asta? Eu, șmecheria asta de wall mount, l-am pus în felul ăsta. Pot să-l mai rotesc cumva? Pot să-i dau un alt fel de ea? Pot să-l rotesc în 20.000 de feluri diferite. Pot să-l pun așa în jos, zici tu, mă? Pot să-l pun eventual și... Ba nu, că în lateral n-ar avea de ce să-l punem. Mă mănâncă să fac altă chestie, mă mănâncă să... Da, și tu automat te spargi acolo. Mă mănâncă să fac cumva un scaffolding din ăsta așa în lateral și să mai pun un post, ceva de genul ăsta. Și să am zidul propriu-zis, cărarea propriu-zisă. Ok. Și mecheria asta așa și după aia hai să vedem așa cum ar arăta. Și bam, și bam, și bam. Niște articule. Tot e dubios la început de tot că treci pe sub cabluri, dar parcă să zic că arată mai ok decât era înainte. Tu acum ești pe centru, nu? Da, tu ești pe centru, nu ai absolut niciun stres. Ok, asta putem să spargem scaffolding-ul ăla, poate să rămână în aer fără niciun fel de stres din nou. Ok, mătăluța aici, putem să venim cu țevi, căcălumăria ta, jbang, a, de ce nu mă lași? Na, poftim, că nu mă lasă, ești nebun. Ce-ai, mă? Dă-mi altceva atunci, dă să facem așa sub, dedesubt, na. Pa. Cred că putem să facem, am un wand care face chestia asta. Să nu mai stau de așa, dar las că ne descurcăm și așa. Stai că nu mai știu care era. Era o tastă, dar nu mai știu care era tasta. Nu. M. Horizontal extend, left and right. Ăsta ești, mă? Nu. Nu. Nu știu. North, south, vertical. Vertical, no lock, extend, nu știu ce, extend left and right, horizontal. Păi da, mă, dar tot câte unul îmi pune, mă, omul Dumnezeu. Nu știu să-l folosesc, asta este, lasă-l așa. Bun. Ok, și mătăluță ne ducem cu șmecheria foarte, foarte mult. Și mi-e ciudă că nu pot să pun scaffolding-ul și pe aia să pun pe scaffolding țeava. Așa, domnule, frumoșel, cătinel. Ok, și acum venim cu scaful pe deasupra. Bam, 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 bam. Și cred că arată ok. Cred că arată cât ok. Mai mult de aici nu este necesar. Și după aia venim cu încă un încă o șmecherie din asta undeva aici. Hai să vedem unde am putea să venim cu tine, my friend. Nu știu, ne descurcăm noi, nu e problemă foarte mare pe ăsta aici. Come on. Ok, bam stâlpul, bineînțeles. Bam high voltage. Jup. Asta e că nu mă las. Fii rar. Ok, și teoretic tu ar trebui să te legi direct la nena asta de aici fără niciun fel de problemă.
Fii atent că nu mă lasă să dau sprint ca lumea pe astea, măi. Deci chiar nu pot să sprintez absolut deloc pe... Îmi dă un slow ceva pe țevile astea. Interesant, super interesant. Ok, și aici la tine stabilim noi că avem nevoie de 1, 2, 3, 4 ăla acolo, ceva de genul ăsta, așa. Încă un stâlp așa. Sparge-l pe ăsta, mersi. Sparge-l pe ăsta, mersi. Perfect. E, voilà. Ceva de genul ăsta, da? Un mic pod care să țină o țeavă și de asemenea cumva din loc în loc să țină și un curent electric și să și putem traversa pe el, deși mă enervează foarte mult faptul că nu putem să sprintuim pe el, da? Și ăsta o să ne aducă abur de acolo, să-l folosim la sistemul nostru, vedem noi cum aducem și țeava aia de acolo, da? Fără niciun fel de stres și problemă. Bun, mai departe, cum vrem să facem aici? Aici o să avem nevoie de niște puncte de conectare. Hai să vedem dacă mai avem cele 11.000 de baterii. Uite-le. Da, să știi, toate sunt high voltage. Ah, dar sunt de... Aha, am înțeles, să trăiți. Ok. Și pe guștele și o să trebuiască noi acum să stăm la fiecare în parte și să vedem cum sunt ieșirile, intrările și chestii de genul ăsta, da? Deci toată lumea are o intrare pe sus, toată lumea are ieșire pe partea aia, ceea ce nu vrem să fie, bineînțeles. Cine vede primul un ciocănel are nota 10, uite la aici. Ok, vrem ieșirea să fie pe partea asta. Nu. Așa, odată un 2, odată un 2. Ok, mersi. Ok, și mătăluță odată, de două ori, de trei ori. Bun, perfect. Și hai să ne luăm și conector de high voltage. Uite aici. Mai avem high voltage wire coil. Da, ăsta este. Pardonați. Ok, și acum să vedem aici cum aducem noi curentul ăla electric de acolo. Ai. Cred că fiți atenți că dacă punem o aroganță de genul... Așa, așa, un high voltage de aici, zim că merge. O, ce vorbești, bă, ce vorbești, numai să nu treci pe aici, să nu treci prin firele astea, că adio și la revedere, my friend. Bun, asta odată, stai că nu mai am releu, firar. Mai avem, bă, mai avem un releu aici, ce bine, ce bine. Okay, și de acolo... Blesteme maxime. Hai să te luăm pe tine momentan. O să ne înjure în icon, măcar tata, dar nu știu ce să-i fac momentan. Am nevoie de toată energia asta, că el mi-a schimbat toate cele, dar nu mi le-a pus la loc, știi? Ok, dudule, cred că pe aici, pe undeva, dacă punem, ar fi ideal. Bun, ceva de genul acolo. O conexiune la mătă. Tăluță. Ah, ai făcut deja. Ok. Bun. Nu, stai că aici mai pot să mai pun încă o baterie, nu? Ce făcui, mă? E pe jos? Enable, da? Tu erai, mă? Tu erai. Bam, bam. E de jos să intre pe sus sau într-o laterală? Cred că într-o laterală vreau și de asemenea vreau să mă asigur că are ieșirea în jos. Perfect. Da, deci vrem un buffer și aici, fără niciun fel de problemă și după aia vrem până la urmă sus. Dă-mi înapoi, te rog, o intrare. Nu. Leagă așa. Bun, perfect. Hai să dormim. Ok, și acum singura chestie pe care mai trebuie să o facem este să activăm sistemul. Ceea ce înseamnă că am nevoie de un mâner, un singur mâner. Dă-mi un mâner, te rog. Ăla eu. Am un băț, dar n-am un cobblestone, final o să fie. Sunt sigur că am 20.000 de mânere pe aici, până, așa că mai întâi să verificăm. Mă, am unul. Și este, îmi este suficient. Bun, și acum să fiți atenți aici, că când dăm drumul, o să ne bubăie. N-am vrea să ne bubăie, dar om trebuie să-mi vedea. Bun. Aburul ăsta teoretic ar trebui să intre. Se învârte ceva. Ia uite energia. Bun, perfect. Tu teoretic aici ar trebui să începi să te golești maxim. Ia, hai să vedem.
Momentan, fiți atenți că momentan cu două boilere. Măi nebunule. Deci nu vine să cred. Și e ca lumea rău de tot. Bun, și acum un pic mai la distanță, să nu atingem cablurile. Ok, tu deja ai energie. Ăsta are, ăsta are. Ăsta s-a umplut, perfect. Partea asta la alta s-a umplut și în asta. Bun, și acum avem și noi în sfârșit zi. Astea două operaționale. Ar mai trebui să facem un hopper sus. Să vedem dacă avem. Avem un hopper aici, perfect. Încă un hopper în partea cealaltă. Niște cufere. Ce-ți mai au aminte asta cu ce era? Contest și lui din. Da, mă, dar cu ce? Nu mai știu cu ce Dumnezeu era asta. Era cu niște prostioare, dar nu mai știu cu ce. Bam, bam, aruncă-l și pe asta acolo, te rog. Aruncă-l și pe ăsta la locul lui. Cred că și găletuța ar fi bine aruncată la locul ei. Avem un packing tape aici, avem o grămadă de packing tape chiar. Parcă puteam să jur că mai am niște cufere aici, măi. Din alea de immersive engineering, dar nu știu ce le-am făcut. Tu cu ce ești, mă? Storage? Tu? Nu, nu e nimic acolo. Uite aici un cufăr. A, ăsta e, mă. Ăsta e, mă, încălar tata. Pot să ridic? Mă lasă să ridic? Shift? Nu. Mi se pare că își menține conținutul de când că te mi-aduc eu aminte. Perfect. Ok, și vrem mătăluță să te punem aici. Ok, pentru că este ieșirea aia de acolo. Ok, la tine, în partea asta, la altă, cred că putem să facem ceva de genul ăsta fără niciun fel de problemă și acolo putem să aruncăm prostioare. Aici, la mătăluță, putem pe partea asta, am zis noi că... Oare mergem și de aici, mă, să punem prafuri? Dă-mă, ia de să încercăm cu... Ia, a, ba nu, stai că trebuia pe stânga pentru că trebuie să intre în slotul ăla, mă. Da, era șmecherie. Știam eu că e o șmecherie, dar nu mai știam de ce. Ia, și întrebare. Merge așa? Mă, nu pare să intre nimic acolo. Ok, dă-mi-l înapoi. Trebuie neapărat pe... Uite aici dacă pun. E mult în afară acolo, dar putem să încercăm. Nu, nici așa nu vrea. Ok, deci neapărat nu mai e acolo sus, mă? Da, fii atent că nu mai e acolo sus. Ok, și acum funcționează, nu are absolut niciun fel de stres. Bun, la o adică putem să punem aici asta, dar nu vrem, vrem slag. O să mă doară, trebuie să fim foarte atenți. Jump, ăla e, tati. Ok, și tu ce upgrade-uri aveai? Vrei unul de storage și unul de void upgrade. Perfect, absolut magnific, mirobolant. Ăla e, tati, cu slag. Așa, măi, gata, mă, am rezolvat și noi. N-a trecut decât jumătate de oră ca să pot să-mi repun sistemul în funcțiune. E, ok, în regulă, și încă nu am băgat și aburul și toate prostiile. Magnific, aoleu, da, și mai trebuie aici încă un medium voltage și un medium voltage. Sunt multe de făcut, o să facem cu un transformator și cu alte chestii prostioare de genul ăsta. Bun, două secunde să-mi eliberez inventarul. Ok, hai că am eliberat inventarul și acum aș vrea... Știi ce? Cred că ar fi mai bine ăsta. Ia vin, mătăluță încoace. Hai să te punem aici, cred că ar fi mai ok așa. Bun, și tu îți faci treaba și o să ne dai niște fier acolo și după aia te trântim aici fără niciun fel de problemă, mă rog, în partea hastă-l-alta. Dăm și fierul ăla de acolo. Așa. Și cred că ar fi bine dacă am mutat noi pătuțul ăsta de aici, să-l avem un pic mai aproape, să fie mai aproape. Am mutat și măsuțele astea, cred că e ok, cred că este în regulă. Bun, măi, să avem și pătuțul ăla acolo la îndemână. Ok, ce vreau să facem în continuare? Aș vrea să ne ocupăm un picuț de o chestie cu un aruncător de flăcări, să vedem. Dar înainte să ne apucăm de aruncătorul ăla de flăcări, aș vrea să facem o chestie, încă o mașinărie de immersive engineering cu care să putem face napalm. Napalm, o chestie foarte, foarte păcătoasă și urâtă, dar care arde foarte bine, în mod surprinzător. Bun, avem nevoie de niște light engineering block, vreo 4 light engineering block, ok, hai să vedem cu ce se mănâncă astea. Ok, avem nevoie de 4, deci de două rețete din asta, deci 4 iron mechanical nu știu ce, care 4 din astea înseamnă 4 bucățele de bam, 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 așa, și vreo 8 plăcuțe. Din asta, așa. Mă, friend, tu nu... Aoleu, da, și avem nevoie corect, avem nevoie de unul dintre astea. Să ne uităm aici, light engineering block pe undeva, metal press de la graphite. Aoleu. Steel mechanical component vacuum tube. Aba, nu, ăsta e, mă, ăsta e, mă, nu. Sunt eu uituc. Ăsta e. Da, ăsta este. Bun, așa, bam, bam, bam. Am avut 4 bucățele din astea, super rapid. Jbam. Bam, 4 light engineering block, ok.
Mai avem nevoie de 4 iron sheet metal. Hai să vedem dacă l-avem deja pe aici. Bineînțeles că nu l-avem. Nu am absolut nicio problemă. Parcă să zic așa era. Ok, și fix 4 din astea, da? Da, bun, și un steel fence. Hai să vedem steel fence-ul ăsta dacă e pe aici pe noi. Uite-l mâncă la tata. Bun, acum că am terminat cu astea, hai să vedem dacă găsim unde mi este proiectorul. Eu nu-l văd aici. Voi îl vedeți aici, proiectorul vieții? Este foarte posibil și probabil, cum am tot schimbat fișierele de pe server și înapoi, să fi făcut vreo greșeală. Ori asta, ori nena Nikon și l-a luat la el în cămăruța lui. Hai să vedem aici dacă este. Are și el, ia, și-a făcut o casa cu constructorului Nikon. Bine mă, bravo. Nu, n-are. N-are aici, deci trebuie să ne facem din nou un proiector. Probabil l-am lăsat eu cumva la mine în inventar. Sigur mă, nu e. Mai avem un 4 milioane aici. Cum e mă? Pro... Nu, nu poro. Projector, nu? Da, proiector. Ciu-ciu proiector. Ce-mi place, ador. Ador când fac schimbarea asta între server și înapoi și pe aia nu le mai găsesc. Da, trebuie să facem de la zero. Ok, cu ce se face, mă? Avem o lanternă. Zim că măcar lanterna asta e pe aici pe noi. Este, avem o lanternă. Bun, după aia avem treated wood, nu știu ce, și o bucățică de sticlă. Hai să luăm o bucățică de sticlă de aici. Așa. Fier teoretic mai avem la noi în inventar. Eu îi spun un icon, bă, înțelege-te că o să mă chinui să mă mișc printre astea. Nu, 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 că știu eu ce fac. Bine, tati. Dacă tu știi ce faci, tu știi ce faci. Așa, și acum putem să craftăm noi fain frumos mixerul aici. Bun, și hai să ne uităm un picuț la mixerul ăsta. Dudule, cum, ce faci tu, ce știi tu să faci? Ai o intrare pe o parte, care presupun că una este de lichide și una este de... Cred că sus aici este de solide și asta de jos este de lichide. Asta e o ieșire de lichide. Și atât? Ai tot? Ok, și noi vrem să băgăm la tine aici. Deci cred că ceva de genul cu fața așa, probabil. Care, cum arată fața asta așa? Cu Light Engineering în blocul cu restul nu la noi, da? Și Light Engineering în blocul în stânga. Bun, hai să te vedem. Deci fix așa. Pe unde să-l mai trântim și pe asta? Pe aici, pe undeva? Nu știu unde ar trebui să vină treaba de energie. Uite, putem... Cred că dacă îl punem aici, nu cred că se supără absolut nimeni pe noi. Apa asta e, nu, că pe ăsta trebuie să-l am în inventar în permanență. În inventar pe hotbar. Ok. Avem cele trei magnifice țevi. Nu acolo. Nu acolo. Ok. După aia avem steel scaffolding că călămăria ta. Bam, 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 bam. Ok. Mai departe. Light engineer-ul, light engineer-ul. Cele patru bucățele, ok, redstone-ul, light engineer-ul și un băț. Ok, bun, l-am terminat de combinat, nu știu ce, și acum cu ciocanelul nostru, hai să vedem pe care trebuie să dăm. Oh, ce am nimerit-o, am nimerit-o la fix, da? Bun, și la output only bottom fluid. Bine, cum zici tu? Output all fluids, only bottom fluids. Aha. Interesant, deci putem să avem un mix de fluide. Bun, și ăsta aici, nenea asta, dacă ne ducem noi să aflăm cum se face napalmul, observăm că napalmul se face din gasoline cu niște aluminium grit. Aluminium grit, eu aș îndrăzni să zic că avem pe aici, avem chiar. Bun, și cât mă? Jumătate de găleată de gasoline și cu un pic de aluminium ne dă jumătate de găleată de napalm, da? Bun, hai să furăm de aici de sus. Zim că mai avem un liquid hopper, pe unde mai aveam, mă? Ăsta e? Asta e gol acum, nu? Liquid hopper complet empty, dă-l încoa. Bun, și hai să furăm niște gasoline. De aici cred că putem să furăm, da? Da. Dăm un pic de gasoline. Ok, trântim acolo. Teoretic ar trebui să se umple. Perfect. Ok, și... Cât aluminium grid, mă, mâncați sufletul tău? Da, mă, bagă 16. Ok, și aici să vedem pe cum îi dăm curent. Deci aici zici tu că ar veni un pic de curent. Îl lăsăm acolo să-și facă el de cap. Nu, înapoi aici. Dă-mi un conector de high voltage, sunt de acord, și vreau niște cabluri de high voltage, dacă mai ai mătăluță, te rog frumos. Hai să vedem. HV. High voltage wire connector. Nu am teracot aici, este?
N-am teracotă și nici aluminium. N-am lingouri de aluminium. Hai să vedem dacă... Opa, 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 ușurel, ușurel, ușurel. Zim că am pe aici niște lingouri. Aluminium, ingot și unul singur și atât? What? Dau aici nebun, silver ingot, orice altceva, numai ăla nu. Ok, și hai să luăm și teracota. Teracota, teracota. Uite aici, teracota. Ram tam 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 tam. Da, nu știu. Dăm fum și mie, te rog frumos, 32 de lingouri. Bam bam bam, repejor. Așa, high voltage wire connector. Bă. O dată. Vine mă de acolo, ar veni cablul ăla de acolo. Bă, cred că vine. Ok. Ah, aluminium wire, stai că cred că avem. High voltage wire. Păi și ce avem mă nevoie? Avem nevoie de un relay, nu? Cred. Ia, Dudule, te conectezi? Ești cu capul, nu vine să cred. Și ia, uite, fraților. Mergem să pun așa. Se face mai repede. Napalm. Tătic. Și tu aici, tot gasolina. Ai intrat doar 8. Na, poftim. Bun, și aici la mătăluță, probabil că un rezervor de ceva, nu? Un tank de ceva. N-aș vrea să folosim rezervorul de țiței. Nu știu pe unde puii mei să mă uit, că acum trebuie să mă reobișnesc cu toate locurile pe unde sunt astea. Hai să vedem TAN capa. Îl avem pe ăla, corect, îl avem pe ăsta din Blood Magic, dar nu stau după ele să le fac din nou. Oxygen Remaining Light Oxygen Tank. Car Mod. Avem un Car Mod, mă? What? Fluid Storage. Fii atent că avem unul din Cyclic, băi. 64 de găleți. Fier, sticlă și un obsidian. Na, poftim. Na, poftim că avem un rezervor de 64 de găleți din Cyclic. Dăm... nu, n-am nevoie, dar putem să luăm în continuare, nu-i problema. 1, 2, 3, 4, să mai scăpăm de sticla aia. Și dă-te să fac rost de o bucată de obsidian. Deci nu te cred că avem un rezervor din Cyclic. Mamă, și arată dubios rău de tot. Asta ce e, mă? Tot din Car Mod. Fish Tank. Nu mă prosti, mă. Asta ține 8 găles, dacă nu mă înșel, din Buildcraft. Fluid Anion Inductive Logistics. Ce e asta, frățică? Fii atent, large, huge. Oh my god. Ce sunt astea? Dar am descoperit apa caldă. Gold plate. Fluid tank small. Fluid tank tiny. Singularity tank. Mă, vericule, auzi tu? Doamne, nu m-a prostit, mă, pe cuvântul meu, că nu m-a prostit. Bam, bag acolo, 64 de găleți. Hai să vedem, hai să vedem, sunt foarte curios. Sunt extraordinar de curios. La câte moduri avem adăugate? Până să dormim? Da. Ok, și mătăluță, teoretic, uite, mă. Păi și stai puțin. Gasoline. Aha, deci ăsta să înțeleg că e napalm. Păi și de ce nu mi-arată ce e acolo? Și n-a că s-a și consumat aluminium gritul, complet. Jbam, jbam, mă. Interesant, ce pot să zic decât interesant. Păcat că nu vedem aici. Deci, a, ba nu, stai, mă. Dacă faci click dreapta pe el, mă, îți arată 4 găleți. 4 găleți și un pic. Aha, am înțeles. Da, nu știu, o să vedem aluminium, nu știu ce. Ia să vedem, mai avem niște aluminium grit pe aici? Nickel grit, silver grit. Hai să mai luăm un pic de aluminium și să facem acolo cu napalmul ăla, că e interesant. Aluminium aici nu aveam, în schimb aici pe undeva. Platinum, tin, cred că aici aluminium, uite, ăsta e. Dă să-l băgăm fain frumos în crusher. Bagă, tati, distrează-te maxim acolo, că o să avem nevoie. Ok, și 5 găleți în momentul de față de napalm, da? Bun, mai departe, ce mai vrem să facem? Vrem să facem acel flamethrower, dar nu cred că se cheamă flamethrower, se cheamă chemical ceva. Chemical. Uite-l, chemical thrower. Chemical thrower ăsta avem nevoie de o găleată pe care o avem. Un fluid, o găleată, stai să scoatem o găleată. Unde mi-era găleata? Uite găleata acolo. Hai să bugăm proiectorul ăsta aici, cred că e ok. Ok, chemical thrower, așa găleata, un fluid pipe. Ăla e, uite, fluid pipe-ul. Ok, mai departe. Avem nevoie de un heavy engineering block. Ăsta, mod surprinzător, l-avem. Focuserăm pentru boilere. Ok.
Wooden grip, wooden grip. Hai să vedem aici dacă avem să-l facem. Avem nevoie de două din astea. Bam, bam. Ok, mai departe. Bam, 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 bam. Pressurized air, nu știu ce. Încă două găleți și un iron mechanical component. Dă-mi așa. Dă-mi și o bucată de cupru, te rog. Te băgăm aici. Bam, bam. Iron mechanical component și a zis el două găleți și niște albastru. Hai să vedem. Primul și în primul rând am luat un bomb de undeva, un osșor, nu știu de unde. Dă-mi asta de aici, te rog frumos. Găleată în momentul de față nu avem, tot așa o facem. Doamne Dumnezeule, vai ce mă irită chestia asta, nu aveți idee. Așa și vrem două găleți, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bagă-le acolo, mersi, te rog. Și așa să vedem albastru, dacă reușim să facem rost de undeva de albastru, fără să mai luăm prostii în inventar. PLS. Ok, avem un singur albastru aici. Dă-te, dă-te, fă loc, fă loc, fă loc. Băi, de unde a furat mă nenea la... Nu știu de unde a furat grilajele să le punem partea cealaltă, dar le-a furat de pe undeva. Așa și ia să vedem, din mai ce putem obține albastru, măi? Ah, de la asta de aici, ok, 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 nicio problemă, două secunde să mă să iau niște bone meal. Aruncă și peștele și astea. Mersi, ești un scump. Bun, bun, bun. Ok, și mătăluță, putem să te aruncăm într-un crusher? Da, putem să te aruncăm într-un crusher fără niciun fel de problemă. Ok, ți-ai terminat aici, mă friend? Da, și-a terminat aici, perfect. Numai bine că tocmai aici a terminat. Și acum ne dă și un pic de albastru, hai încă o rundă, ăla e tati. Ok, s-au făcut gălețile? Vai, ce mă enervea, puț, puț, puț. Ce mă enervează că trebuie să trec pe aici. Îmi place stâlpul ăsta aici, că teoretic el ar trebui să susțină niște chestii acolo, dar mă enervează în același timp. Așa, vedeți câte ender pearl-uri am făcut acum acolo? Super, super șmecher. Ok, de aici am luat, gata, gata, ăla e. Așa, ăsta, jbam odată. Așa, jbam de două ori și iată chemical thrower-ul nostru. Bun, și acum întrebarea mea este la tine. Increase the internal tank size of the mining drill and chemical thrower. Să te... Mai avem nevoie de găleței. Bun, bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Deci două, așa, încă două găleți. Avem nevoie că rezervorul astuia, dacă nu mă înșel, e foarte, foarte mic. Adică, ia, dacă ne uităm în momentul de față aici la rezervorul, că veni vorba de rezervor, stai așa, aluminium grid. Stai să mai trebuie aici la băieți, bag acolo maxim. Deci noi avem acum 5 astea. Și dacă iau cu chemical thrower, doar două găleți am luat de acolo, da? Deci doar două găleți duce. Ceea ce este oribil. Este absolut oribil. Bun, hai să vedem aici de încă două găleți. În partea asta la altă, da? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mai fac și mie două găleți, rog frumos. Și hai să vedem de roșu acum. De culoarea roșie. Un singur bone meal este mai mult decât suficient, că nu am nevoie de foarte mult. Și bam. Mersi. Deci mă-l facem și pe asta. Gimme, 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 gimme. Mersi. Ta-t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 a
Ia uite, frățică. Bun, mai avem nevoie și de altceva la chemical thrower, măi? Allows multiple fluids in the chemical thrower. Permite mai multe fluide. Nu cred. Cred că vreau, pur și simplu, mai multe din astea, să știi. Hai să știi ce? Hai să mai facem de... Să vedem dacă merge cu două rezervoare în același timp. Că ar fi foarte, foarte fain să fie cu două rezervoare în același timp. Nu mai dăm de aici încă un din ăsta. Încă o culoare, mersi. Ok, mi-a dat gălețile. Aruncăm aici încă o culoare, mersi. Și ce mai era, mă? Două din astea, adu-mi aminte, te rog. Deci două din alea, două găleți, două roșu și un din ăla, da? Bun, ar trebui să avem toate cele necesare la noi, perfect. Bun, și acum, teoretic, dacă ne ducem aici cu chemical thrower-ul nostru, îl aruncăm, putea să punem rezervorul ăsta în el. Să știți că nu cred că merg două rezervoare, măi. Uite, și acum avem patru găleți, da? Ok, tu cât ai aici? Bun. S-au umplut? 4. Avem 4. Perfect, perfect. Și scrie în dreapta jos napalm și vedem că ne-a apărut și un
ceva nou, un indicator nou acolo, da? Ok, ce m-ar mai interesa? Aruncă și mie toate prostiile astea, te rog, bam, bam, bam. Și pe mătăluță, sigur, de ce nu? Până și pe tine. Ok, mătăluța acolo, te rog. Restul mai vedem noi pe unde le mai punem și ce mai facem cu ele. Nu, cum stăm cu mâncarea? Stăm destul de ok. Bun, și trebuie să testăm pe ceva napalm. Trebuie să testăm pe ceva neapărat napalm. Întrebarea mea este pe ce? Je ne sais quoi. Ia, două secunde, vă rog frumos. Pa, 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 pa. Adu-mi aminte, te rog, aici ce aveam. Fortune engraved. Ah, păi și eu mai știu tata astea cu ce era. Evită lucerna. Ok, hai că am căutat și am găsit că era asta cu lucerna. Ce s-a întâmplat? Mi-a crescut aici nivelul modifiers la cască și mi-a dispărut, bineînțeles, night vision-ul. Acum o să fie aiurea. Asta câte aveam, nu mai știu, cred că vreo 10 utilizări și am utilizat deja una. Eventual am putea să dau un alt hash, parcă era. Să îndrăznesc să zic. Nu era, mă? Sau F3, cum era, mă, mâncația sufletul tău, stai așa. F3Q, ca să vedem mai multe, F3Q. Așa, și F3H. Ok, și ne arată aici 9 din 10 durabilitate, da? Ok, și putem pune casca, punem și ăsta, teoretic ar trebui să-și facă treaba. Ca să ne dea night vision-ul pe casca. Asta o să-l utilizăm de 20.000 de ori. Crouch, click dreapta, crouch și la mătăluță. Tot 9 din 10, perfect, și-a făcut treaba unbreaking-ul. Perfect, perfect, perfect. Bun, și mătăluță te punem acolo, punem night vision-ul să avem și noi, casca să avem și noi night vision. Ok, și acum putem să ne ducem să ne plimbăm. În care dimensiune ar fi întrebarea interesantă, presupun. Putem să ne ducem în Hunting Dimension, numai de dragul de a găsi repede. Hai să mergem în Hunting Dimension. Așa, și să vedem aici ce știe să facă napalm în vieții. Dacă e ceva interesat, dacă murim sau nu murim sau ce se întâmplă. Salut, salut, sănătate, sănătate. Poate că ar trebui să ne ducem un pic mai departe de bază, mă gândesc inițial. Să ne trezim că facem vreo prostie. Uuu, căței! Căței! Stai așa, scoate-mi arcul ca să-l avem la îndemână, nu de alta. Și bam, și bam, și bam, și bam. Ceva de genul ăsta, da? Am nevoie cu looting pe căței ăștia să-i mâncăm mâncă iar tata. Așa, vină și mătăluță. Și bam. Dacă l-aș inimeri ar fi ideal. Perfect. Uite, mă, 5 pii, frate. Bă, să știți că sunt oameni care nu au noroc așa cum am avut noi cu treaba asta. Bun, ăsta crouch click dreapta și îndrăzni să zic. Da, vedeți? Crouch click dreapta, dacă ne uităm acolo în dreapta, ne arată că încearcă să aprindă lichidul ăsta din el, da? Bun, și hai să testăm. Hai să vedem ce știe să facă napalmul. Știe să dea foc. Ok, l-a omorât pe unul. Și al doilea, mamă, dacă ține focul, frate, fii atent. Nu, n-ai voie. Păi ești nebun, deci am dat o singură dată cu foc și a păstrat focul ăla pe el în continuu. Dudule, hai să-ți arăt un pic de napalm, vrei? Bineînțeles că mă nimere guștele de fiecare dată. Nu mai mă nimerim, mă. Băi, de ce a foc în continuu, mă? Și ține focul ăla până moare? What the hell? Dude, avem 3. Am nimerit 3 din ei. De ce a bubuit, mă? De ce a bubuit, mă? A fost o ceva micuță, ați văzut? A fost un mini... Nu știu ce a fost. O chestie micuță. Ok, interesant. Ia ce e nenea asta, mă? FPS addiction. 26 de inimi de damage. Ia și tu, ia și tu. Mamă, deci nu vine să cred că de puteric era palmul. Băi, nene, băi. Și nici nu trebuie să folosești foarte mult. Aia e faza super, super jmecheră. Asta l-a făcut de black belt. Și moare în continuare? Moare în continuare, fii atent. Wow! Doi în același timp? Nu i-am nimerit chiar pe amândoi în același timp, dar ia și tu acolo să fie, să nu zici nu. Așa, da. Aici pe voi, băieți, nimerirea, mă, doi în același timp. Oarecum. Gata, i-am nimerit. Dar fii atent că ăștia nu iau foc.
Nu prea. Pe ce mai putem să încercăm? Hai să vedem. Uite, avem aici o vrăjitoare cu pisicuța, e cu tot. Nu mai lasă-mă în pace! Stai că vine mâța după mine. Stai că sunt foarte curios, că asta ar trebui să-și dea heal în continuu, nu? Tu ce ești, mă? Arbitrare hubris ceva, nu știu ce aia. Deci Bubu e omul când își ia damage, mă, asta e... stai că mi-a dat noja. Noja 2-20 de secunde. Băi, lasă-te, mă, serios. Nimeri pe copacul vieții. Mi se face rău. Câte secunde? Tu 10 secunde. N-am știut, n-am știut. Iartă-mă. 5, 4, 3, ăla. Slavă cerului. Ia să ne și tu, Bubu, mă. Stai că am văzut mâțele după mine acum. Da, mă, Bubuie, fii atent, deși îi provoci să explodeze creeperul. Și mai face și găuri gușterul. Băi, ce sunteți, mă? N-a luat și voi un pic de napalm. Fallen Hero. Uite! Ăsta e la depărtare, mă. Știam eu. Întrebare, ăsta micu. Nu vreau să-l privesc. Fii atent că ăștia damage de la napalm, nu te cred! Nu te cred că și-a damage un mini Enderman de la napalm. Și nu știe cine l-a atacat să vină să mă atace. Nu, mă, luați și voi. Luați și voi, hai. Na. Luați mai mulți, ia și tu. Deși golemul ăsta e din piatră, săracu. Nu prea dă semne. Mamă, deci cât de puternic e napalmul. Dar asta e că mi-e frică. Ia, mă, un F5. Mamă, cum arăt frățică. Mi-e frică să țin prea mult activ aruncătorul de flăcări. Că mă gândesc că se consumă super, super rapid. Deci dau numai câte un click așa. Numai câte o să scui pe odată. Și aia a fost tot. N-a și pe mâța aia. Stai că tot felul de prostine pe aici. Mamă, și deci cum se duce, frățică? Cum mor oamenii, ești nebun? Cât de puternic poate să fie? Demon Cat. Demon Cat. Știu unde mai putem o să mergem. Hai să mergem un pic și să testăm pe un boss ceva în Twilight Forest. Mă gândesc că ar fi interesant să verificăm și treaba asta. Ok, hai că am ajuns aici la un Leech Tower. Ia să vedem. Nu mai știu cum îl activăm pe gușterul ăsta micuț. Să sperăm că e ok. Ok, și de asemenea trebuie să fim atenți cu, dacă ne-o luăm rău de tot, să fim atenți cu scutul. Că așa, mi-au aminte că ne băteam noi cu Leech Tower. Hai să dezactivăm hărtuța. Și să vedem dacă e unul din turnurile pe unde n-am fost. Să sperăm. Bun, și să pregătim napalmul, da? Este într-adevăr unul din turnele pe care ne-am fost. Știi ce mi-e frică? Mi-e frică că o să dăm foc la firar. Hai să testăm dacă ia foc. Am scuipat, dar nu le zis. Și-a luat la damage sau? Da, noi. Ok, și-a luat damage. Și ia foc în continuare, perfect. Ok, nenea asta. Unde erau, mă, ăștia? Fii atent că nu li se întâmplă absolut nimic, mă. Deci voi nu vă luați damage de la flăcări? Ok, hai să vedem acum, ăsta e. Come on, come on. Nu e bine. Ok. Stai că e fix lângă mine. Dă-i cu bila înapoi, dă-i cu bila înapoi. Come on, de la asta de aici. Mai are unul singur de dat. Hai, dăm. Nu l-am nimerit. Ia uite, mă, nu nimer acum, mă, ești de vârf cu toate prostiile. Gata, mă. Hai, băieți. Un pic de napalm pentru dumneavoastră. Fii atent când ai în continuu cu napalmul, cum li se duce viața. Stai așa că... Cred că am un debuff ceva pe mine. Bun. Și teoretic ar trebui să înceapă el să vină să mă atace. Ai, frate, că n-ai niciun... Une, mă, se duce pe sus, se teleportează cu ștere. Da, vedeți și repede se duce dacă țin în continuă napalmul pornit. Și vedeți că nu... Napalmul nu-l ține... Nu ține debuff-ul pe el.
3,98, 3%. S-a plecat acolo. Te-ai plecat acolo, Dudule? Dă cu ceva? Ce se întâmplă? S-a blocat gușterul. S-a blocat gușterul. Stai așa, stai așa, stai așa. Selfie! Selfie! Mamă, cum arată flamethrower-ul, bucațeși! Selfie! Dă-te mai așa, 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 că trebuie să intre și flamethrower-ul cadru. Jesus! Câtă armă am! De sus așa ar merge să... Fii atent, fii atent, așa, așa, așa. V-ați putea întreba oare cum am ajuns în această situație? Să mă duc și așa? Fă-i prins când și așa. Hai, 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 că băiatul e pentru poze. Să ține la poze gușterul. Bum, șacalaca! Pa, la revedere, drum bun, mi-a făcut plăcere, da, Trilly. Bun, băi, nene, băi, da, deci... Cât am ajuns? Super, super rapid, am ajuns la 600. Super, super rapid. Într-adevăr, dacă ți-a apăsat în continuu, îi se duce viața. Oooo, fii atent, cu cât ți-a mai mult apăsat, cu atâta debuff-ul respectiv, îi ia mai mult și mai repede din viață. Da, față de doar dacă scui pe odată pe el. Da, interesant, foarte, foarte interesant. Bun, dragii mei, cam atâta pentru ziua de astăzi. Ne-am distrat un picuț și cu aruncătorul de flăcări. Bă, bă, a, firar. Stai că ăsta nu o să meargă, nu? Da, nu merge între dimensiuni. Bun, hai că am ajuns la căsică și vreau să vă arăt aici o chestie, să vedem dacă mai găsesc. Uite, deci noi tot omorând Bosch, ne pică prostiile astea, Epic Shader Grabback, da? Ok, și prostiuțele astea, ci că ar fi niște skin-uri pentru diverse arme din Immersive Engineering, da? Și dacă, nu știu dacă le facem așa, nu, cred că trebuie să le, așa, în mână. Ok? Și putem să le punem shader numărul 7. Putem să le punem pe flamethrower. Deci dacă noi ne ducem aici și vedem că are un slot special pentru shader, da? Și fără shader putem să ne uităm chiar așa. Deci arată ceva de genul ăsta, un picuț dubios, nu realizez. Deci ăsta e mânerul. Aha, hai să zicem că înțelegem ce cum arată. Și cu shader arată ceva de genul ăsta, da? Deci fără shader, dacă îl ținem în mânuță, arătăm ceva de genul ăsta, așa, ok, și punând shader-ul, arătăm ceva de genul ăsta, așa, da? Deci, dintr-o dată, vezi, doamne, arată super extra ultra șmecher și putem să punem, bineînțeles, tot felul de skin-uri din astea. Sunt 20.000 de skin-uri de genul ăsta, da? Arată destul de interesant, aș zice eu. Asta așa, o ultima chestie pe care am vrut să vă arăt. Acum, cu shader-ul ăsta, din câte mi-aduc eu aminte... Parcă să zic că puteam să-l craftăm la loc într-un Epic Shader Grab Bag. Se pare că nu. Can be applied to hold shift. Crouch. Nu. Ține aminte că putem să-l transformăm înapoi și să-ți dea altceva. Bun. Cam atât pentru episodul de astăzi. Ne-ați că a văzut, dragi, și să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Acum ne ducem să punem frumusețea asta de... Chemical Thrower, la cât am ajuns mai aici? La 12... Da, este fix, s-a transformat 1 la 1. Fix 1 la 1 s-a transformat. Ok, putem să-l umplem în continuare aici cu 4000 și să ne ducem să-l punem la un loc de veche pe aici pe undeva. Nu mă întrebați unde. Hai să vedem. Mi se pare că avem un... Ia, S-T-A-N-D. Nu. S-U-O-R-D. Avem ceva de genul ăsta... Care bineînțeles că are nevoie de un wall. Firar! 16 bucățele parcă, dacă nu mă înșel. Hai să ne începem repede să ne uităm. Dude, vreau și eu 1, 2 și cu toate astea. Bam, 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 bam. Mersi, ești un scump. Bam, bam, bam. Ok, mersi, din nou ești și mai scump. Ia stați două secunde să vedem dacă merge pus așa. Dăm de aici. Și cu încă unul, ok, și parcă să zic că avem niște lână pe aici pe undeva. 2, 3, 4. Deci încă o dată. Jbam, 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 jbam. Bam, bam, bam. Ăsta cred că merge și cu alt fel de lână, nu trebuie neapărat cu lână albă. Dar mă rog, e ok, este în regulă. Ok, și întrebarea mea ar fi acum, stai să mai luăm și un, cred că aici găsim un item frame painting, nu ne interesează. Hai să dormim repejor, că parcă văd că se trezesc zombolei pe capul nostru pe aici și nu-mi convine.
Ok, și în cămăruța noastră de trofee, să vedem. Primul și în primul rând dacă merge să punem ăsta aici. Crouch click dreapta. Se pare că nu merge acolo. Ok, nu merge pus în felul ăsta. N-aș vrea să-l pun fix deasupra portalului. Poți să te pun, dudule, aici? O, atât! Ăla-i tati. Ia uite-l, mâncava sufletul vostru, cât de șmecher arată. Bă, un stand, ceva, mă, dacă am putea să facem pentru el, să-l punem frumos așa, să arate epic. E, asta este. Dacă ați rămas cu noi la Sky până acum, un mic like, un comment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut deja. Să rămânești, în seara România, pe data viitoare.